Bună ziua și mulțumesc pentru participarea la conferința de presă de astăzi. Vreau să fac o precizare încă din capul locului, și anume faptul că nu vreau să fie considerată ieșirea mea publică de astăzi o replică la conferința PSD de ieri. Mi-am programat această conferință încă de săptămâna trecută, știind faptul că luni va avea loc recepția Pieței Centrale și totodată știind că săptămâna aceasta în Consiliul Local va trebui să fie luată o decizie în ce privește administrarea acestui obiectiv de maximă importanță pentru orașul Piatra Neamț, pentru locuitorii din Piatra Neamț. Spre deosebire de conferința de ieri, pe care am urmărit-o și eu aseară, e o conferință desfășurată la sediul primăriei, o conferință pe teme administrative și nu o conferință politică cu un limbaj politicianist desfășurată la sediul unui partid. Sunt lucruri serioase, sunt lucruri importante, sunt lucruri pe care cetățenii din Piatra Neamț le așteaptă și își doresc să fie comunicate de la primărie prin vocea primarului ales al orașului. Sunt două subiecte pe care mi le-am propus astăzi să le abordez, și anume subiectul Pieței Centrale, respectiv subiectul 2, legat de câteva probleme edilitare de sezon. Legat de Piața Centrală, pentru că este, consider eu, subiectul momentului, subiectul poate cel mai important al acestei săptămâni în municipiul Piatra Neamț. După cum bine știți, luni, 13 martie, așa cum a fost programat, a avut loc recepția Pieței Centrale. O echipă din care au făcut parte și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, instituția care a finanțat acest obiectiv. Zic eu că am depășit o etapă importantă, am ajuns într-un moment foarte așteptat de cetățenii din Piatra Neamț. Practic, iată că avem reconstruită Piața Centrală, avem o piață gata, care așteaptă să fie deschisă, și vreau chiar să mulțumesc Guvernului României pentru faptul că a susținut financiar reconstrucția acestui obiectiv major al municipiului Piatra Neamț. Și după aproape 3 ani de la catastrofa care a avut loc în anul 2014, incendiul din luna iulie de atunci, iată că s-a reușit reconstrucția acestei piețe centrale. Încă de luni, momentul în care am avut informația că recepția este în regulă, că s-a semnat documentul de recepție, am convocat în regim de urgență o ședință extraordinară pentru vineri, 17 martie, în care un proiect se referă la preluarea în patrimoniu a construcției respective, iar un alt proiect important și care zic eu că prezintă foarte mult interes, se referă la stabilirea modalității de administrare a acestui obiectiv. Zic eu că sunt două elemente de care ar trebui să ținem cu toții cont și care reprezintă de fapt dorința oamenilor din acest oraș. Și anume, găsirea celui mai bun administrator, respectiv deschiderea cât mai rapidă a pieței. Plecând de la aceste două considerente, am propus Consiliului Local un proiect de hotărâre cu două puncte, așa cum va fi și comunicat public, care să îmbine aceste două condiții enunțate anterior.
Astfel, la punctul 1 al proiectului de hotărâre despre care vorbesc, se spune că se aprobă scoaterea la licitație, un lucru absolut normal și cred că sunt în ansentimentul majorității cetățenilor din Piatra Neamț, scoaterea la licitație, așa cum spuneam, pentru a identifica cel mai potrivit administrator pentru piața centrală. Punctul 2 spune că până la adjudecarea licitației, până la semnarea unui contract pentru administrare, pentru a nu întârzia deschiderea pieței, transferăm clădirea la o societate care are dreptul legal să primească și să administreze piața până în urma licitației va rezulta un administrator. Singura societate care în acest moment are dreptul legal să primească piața și are dreptul legal de administrare a pieței, pentru că are un contract de concesiune pentru administrarea piețelor din Piatra Neamț, este societatea CMI Urban. Accentuez faptul că nu avem de ales. Nu există o altă variantă. Nimeni de la niciun partid politic nu a venit cu o alternativă, să spunem cum facem să deschidem piața în luna martie și să nu o deschidem în luna iunie. Deci, repet, singura posibilitate legală pentru a deschide piața cât mai rapid, așa cum așteaptă cetățenii, este transferul clădirii la societatea CMI Urban, societatea care are, cred că din 1998, dacă nu greșesc, poate mai devreme, oricum de foarte mult timp în urmă, are concesionat acest serviciu de administrare a piețelor din Piatra Neamț. Practic, propunem varianta cea mai corectă pentru a fi administrată piața și, încă o dată accentuez, singura variantă legală pentru redeschiderea pieței într-un interval de timp foarte scurt. Eu aș face un apel la responsabilitate din partea consilierilor locali să susțină dorința cetățenilor, aș spune, și nu neapărat a primarului sau a vreunui grup de oameni, de a deschide cât mai repede piața centrală, pentru ca atât cetățenii să aibă posibilitatea să-și facă cumpărăturile, inclusiv cumpărăturile de Paște, cât și comercianții, producătorii să poată avea acces în noua construcție în care sperăm noi se va desfășura un comerț civilizat. Altfel spus, mâine se dă un vot nu pentru stabilirea administratorului pieții, ci este o alegere a consilierilor locali între a deschide piața la sfârșitul lunii martie sau a deschide piața într-o variantă optimistă, aș spune eu, peste 3 luni, în luna iunie. Mi s-ar părea total nefiresc să stăm 3 luni de zile cu piața finalizată și să ne uităm la ea să nu o deschidem. Repet, nu am avut prezentată o soluție alternativă pentru a reuși să răspundem dorinței cetățenilor de a deschide cât mai repede piața centrală. De ce spun că ar dura, zic eu, minim 3 luni de zile și că luna iunie este o variantă optimistă de a deschide piața dacă nu aprobăm mâine transferul la Urban? Știm cu toții foarte bine că procedura de licitație înseamnă respectarea unor termeni. În primul rând, este nevoie de un cai de sarcini. Acest cai de sarcini nu poate fi făcut într-un mod pripit. El trebuie foarte bine gândit,
El trebuie dezbătut în Consiliul Local pentru a obține, în urma licitației, un administrator de calitate și a avea garanția că în piața centrală se va desfășura un comerț civilizat. Caietul de sarcini, după ce se întocmește, va trebui aprobat de Consiliul Local și abia după aceea putem declanșa procedura de licitație. Procedura de licitație, de la timpul pe care vi l-am spus, ar mai dura cel puțin 45 de zile. Sunt termene legale care trebuie respectate. După ce este desemnat un câștigător la licitație, mai e o perioadă de 7 zile de contestație și în cazul fericit în care nu vor exista contestații, deși practica ne arată că sunt din ce în ce mai multe contestații ale licitațiilor în zona publică, ajungem aproape de luna iunie când avem un contract semnat. Este evident faptul că administratorului câștigător la licitației mai trebuie cel puțin 2 săptămâni să-și organizeze activitatea de acolo, să repartizeze spațiile, să obțină anumite avize care revin în sarcina administratorului pentru a putea redeschide piața centrală. Deci ne ducem, în concluzie, cel mai devreme în luna iunie cu deschiderea pieții, în condițiile în care nu aprobăm până atunci transferul la societatea care ar putea să facă acest lucru într-un mod rapid. Aș menționa și faptul că este un moment prielnic să deschidem piața. Se apropie sărbătorile pascale. E un moment prielnic atât pentru cumpărători cât și pentru comercienți. E momentul în care încep să apară produsele autohtone. Imaginați-vă ce va fi în vară când deschidem piața, când este vârful de producție autohtonă. Când n-ai unde să te învârți în piața centrală. De ce nu luăm în calcul toate aceste elemente? Este greu de spus. În concluzie, modalitatea propusă în ședința de Consiliu Local de mâine pentru a realiza pe termen mediu și lung o administrare de calitate și totodată o deschidere cât mai rapidă a pieței este cea pe care ați citit-o deja din materialele pe care au fost prezentate, supuse mâine aprobării Consiliului Local, fiind și singura variantă legală identificată de specialiștii din primărie pentru a realiza acest lucru. Sunt de acord că piața trebuie administrată cât mai bine. Sunt de acord că nu trebuie, sub nicio formă, repetate greșelile trecutului. Trebuie să reprezinte piața un loc unde să se desfășoare un comerț civilizat, în care producătorii să aibă acces, iar populația să-și poată cumpăra produsele specifice unei piețe. Tot piața va trebui să genereze venituri și la bugetul local. Cunoașteți situația financiară dificilă prin care trece primăria municipiului Piatra Neamț și atunci piața e luată în calcul ca o sursă de venit și pentru administrația locală. Și aici mă refer la taxele și impozitele locale care se vor plăti pentru acea clădire și totodată mă refer la redevența pe care administratorul pieței o va plăti către proprietarul care este primăria municipiului Piatra Neamț. În ședința de mâine am discutat cu colegii mei, consilieri locali PNL, pentru că dumnealor sunt cei care pot propune un amendament, vom propune pentru asigurarea unei transparențe totale în repartizarea și închirierea spațiilor, vom propune formarea unei comisii cu largă reprezentare, formată din consilieri locali, de la toate partidele politice prezente în Consiliul Local, care să monitorizeze închirierea spațiilor și deschiderea cât mai rapidă a pieței centrale.
M-am gândit la o variantă de 5 consilieri, din discuții poate rezulta și un alt număr, la care se vor adăuga cei 2 consilieri care sunt deja reprezentanți ai Consiliul Local în AGA la Urban. E un consilier de la PSD și un consilier de la ALDE. Totodată, voi solicita și probabil că în caietul de sarcini veți vedea acest lucru, impunerea administratorului pieții ca un număr suficient de tarabe să fie închiriate doar producătorilor. Pentru ca producătorii din zona noastră sau din altă zonă să aibă acces la spații cu vad, să spunem, din zona pieței centrale, de partea de legume, fructe, și totodată cetățenii orașului să aibă acces direct la produsele producătorilor. Pentru că în ultima perioadă am auzit diverse manifestări, exprimări publice legate de persoana care este un angajat al CMI Urban și care are calitatea de șef al pieței centrale. Deși Urban este o societate a Consiliului Local, în care alianța majoritară, formată din PSD, PMP, ALDE, conduc Consiliul Local și au stabilit și 2 reprezentanți în AGA din această alianță majoritară și ar fi putut să se implice în analizarea și rezolvarea acestei probleme pe care tot dumnealor o semnalează, am decis că trebuie să mă implic și personal. Am discutat acest aspect inclusiv cu colegii mei din Partidul Național Liberal și am cerut deja conducerii Urban să analizeze acest aspect și să ia o decizie prin care să înlocuiască șeful pieții pentru a elimina orice fel de suspiciune, orice fel de interpretare și pentru a putea să gestioneze corespunzător administrarea pieței centrale pe această perioadă determinată de timp până la adjudecarea unui câștigător la licitații. Eu aș accentua un lucru. Nu cred că cineva își permite astăzi, își poate permite, să fure dreptul și aș spune chiar bucuria pietrenilor de a-și face, începând cu finele lunii martie, în preajma sărbătorilor pascale, cumpărăturile de la noua piață centrală. Încă o dată repet, mâine consilierii locali nu decid administratorul pieții. Mâine decid dacă deschidem piața la sfârșit de martie sau dacă o deschidem eventual într-o variantă optimistă peste 3 luni în luna iunie. Subiectul 2. Probleme edilitare de sezon. Așa cum am anunțat și săptămâna trecută, am organizat un comandament, aș spune, o ședință operativă pentru a da startul lucrărilor edilitare de primăvară în Piatra Neamț. În această perioadă finalizăm toaletările de arbori și strângerea crengilor, lucrăm la curățatul albiilor cursurilor de apă pentru a asigura secțiuni de scurgere corespunzătoare și a preîntâmpina neplăcerile cauzate de inundații. S-a început curățarea străzilor la rigolă, așa cum îi spunem noi, după sezonul rece și curățarea spațiilor verzi. Folosim deja la aceste activități foarte multe persoane beneficiare de ajutor social. Activitatea cea mai așteptată în această perioadă este, evident, reparația străzilor. Chiar săptămâna aceasta, marți, am avut o discuție cu persoane din conducerea societății PublicServ, operatorul cu care avem contract
pentru întreținerea și reparația străzilor și informația care mi s-a transmis este că pornirea stației de asfalt se poate face în jurul datei de 27 martie. Vreau să se înțeleagă că această dată nu este dependentă de anumite intervenții sau aspecte tehnice, ci este stabilită în conformitate cu prevederile legale, luând în calcul prognoza meteo. Știți foarte bine că există prevederi legale care permit pornirea stațiilor de asfalt doar în anumite condiții de temperatură. De asta, 27 martie, consider eu că este o dată realistă pentru a putea porni stația de asfalt. Am stabilit deja străzile pe care se va interveni în prima etapă și am solicitat să fie organizate echipe care să acționeze simultan. Vor fi echipe care vor executa reparații capitale, adică frezări și turnare de covor asfaltic, respectiv echipe care se vor ocupa de plombări ale străzilor acolo unde este cazul. Până de Paște vrem să aducem străzile din oraș, sperăm ca și vremea să ne lase să lucrăm, în condiții cât mai bune de trafic. Este un an în care ne-am propus foarte multe lucruri, dar evident în limita bugetului disponibil și vrem să realizăm aproape tot din ceea ce ne-am propus. Peste 15 km de străzi, estimăm noi că anul acesta vor avea intervenții pentru reparații capitale. Asta înseamnă frezarea și turnarea unui covor asfaltic nou și veți vedea, sunt acele străzi care în mod vizibil necesită o astfel de intervenții. Totodată, acel ritm de 6 km de străzi pietruite care vor fi asfaltate în acest an, încercăm să-l respectăm. O parte din străzi, așa cum ați văzut și în ședința de ieri, au fost propuse pentru finanțare la Guvernul României în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Eu sper, și accentuez, sper, ca și cetățenii din Piatra Neamț să fie în atenția Guvernului și să beneficieze de fonduri, pentru că este mare nevoie de sprijin financiar guvernamental pentru a realiza o infrastructură rutieră de cât mai bună calitate în Piatra Neamț. Cred că și Pietreni merită alocări financiare pentru un confort sporit în acest oraș de la Guvernul României. După încălzirea vremii și plombarea străzilor, vom interveni cu refacerea marcajelor rutiere și totodată vom demara și investiții în fluidizarea traficului, investiții propuse și aprobate deja unele dintre ele în Comisia Rutieră, cum ar fi sensuri giratorii, semafoare cu buton în zona trecerilor de pieton și alte tipuri de investiții. Am stabilit cu societatea Urban, cu care avem contract pentru întreținerea spațiilor verzi, amenajările peisagistice care se vor face în acest an, în perioada următoare, și activitățile de întreținere a spațiilor verzi. Anul trecut, din acest punct de vedere, cred că a fost o activitate apreciată de cetățeni. O atenție deosebită, ca orice gospodar primăvara, o vom acorda salubrizării orașului și am stabilit măsuri concrete pentru societățile Consiliului Local, respectiv societatea Bratner, fiecare ce are de făcut și chiar și termenul în care trebuie să realizeze anumite lucruri. Chiar ieri am avut convocată o ședință a Comitetului Local pentru situații de urgență în care pentru fiecare societate membră a Comitetului Local pentru situații de urgență s-au stabilit responsabilități și termene pentru activitățile de salubrizare, ecologizare ale orașului. Voi propune în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul acestei luni, vorbim de ședința ordinară din 30 martie, o nouă
ediție a acțiunii Piatra Curată, în care să ne implicăm și populația orașului, să implicăm și populația orașului în activitatea de salubrizare, ecologizare, înfrumusețare și chiar în activități de educație a cetățenilor pentru a ne păstra acest statut de oraș verde și curat. Astea au fost cele două subiecte pe care am vrut să le prezint eu astăzi în conferința de presă. Dacă sunt întrebări. Lămurim imediat acest aspect. Sincer, așa cum am precizat și la început, nu-mi doresc neapărat ca această conferință de presă să fie o replică la conferința PSD-ului de ieri și nu mi-aș dori neapărat să ofer răspunsuri la aspectele sesizate acolo, dar pentru că m-ați întrebat, permiteți-mi totuși să ating și acest subiect. Da, ieri a fost o conferință de presă politică, așa cum am spus, și cu un limbaj tipic politicienilor. Dacă toți ați deschis subiectul și vreți să fac referiri la ceea ce s-a spus ieri în conferința de presă, vreau să-mi permiteți să aduc niște mulțumiri domnului Arsene pentru afirmațiile pe care le-a făcut acolo. Și pentru alte lucruri care țin de funcționarea acestui oraș, care, din ce am văzut că dumnealui s-a exprimat, nu prea ar funcționa corespunzător și trebuie să se intervină de la Consiliul Județean ca să funcționeze bine. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Arsene pentru preocuparea constantă exprimată și public în conferința de presă de ieri, pentru binele municipiului Piatra Neamț. Pentru că ne spune cum trebuie făcute lucrurile la primăria Piatra. Aș vrea totodată să-i mulțumesc în numele celor 116.000 de cetățeni ai municipiului reședință de județ pentru suma de 60.000 de lei pe care ne-a alocat-o de la Consiliul Județean, cu care vom reabilita străzile din Piatra Neamț. Aș vrea să-i mulțumesc de asemenea pentru invitația pe care mi-a adresat-o de participare la întâlnirea cu vicepremierul României, doamna Sevil Shaideh, în care aș fi avut ocazia să-mi exprim nevoile acestui oraș și aș fi avut ocazia să aflu despre programele de finanțare ale Guvernului României pentru comunitățile locale. Aș mai putea să-i mulțumesc și pentru implicarea constantă exprimată de asemenea public în conferința de presă de ieri, în buna funcționare a societăților Consiliului Local, prin susținerea și promovarea unor directori competenți și buni profesioniști. Și adresez mulțumiri în numele celor peste 3.000 de persoane care sunt chiriași în unitățile locative ale primării. Aș putea să-i mulțumesc și pentru buna funcționare a Consiliului Local, așa după cum vedeți cu toți. Pentru susținerea proiectelor benefice comunități, pentru implicarea în normalitatea și armonia pe care o sesizați cu toții în Consiliul Local Piatra Neamț, evident, cu efecte benefice pentru cetățeni și pentru dezvoltarea orașului. Domnul primar, despre taxele încasate ilegale. Vă răspund imediat. Aș putea să-i mai mulțumesc domnului Arsene pentru multe alte lucruri,
Dar, în conferința de ieri, una din afirmații a fost chiar aceasta, s-au mai spus unele neadevăruri. Și zic eu că, ținând cont de munca domnului Arsene, de dimineața de vreme până noaptea târziu la Consiliul Județean, care poate duce într-o situație de surmenaj, este posibil că această stare de oboseală să fi dus la unele erori de exprimare în conferința de presă, să fi dus la unele afirmații care nu sunt adevărate și care, pe fondul acestei oboseli, ar putea fi scuzabile. Am aici un document care demonstrează faptul că una dintre afirmații, cel puțin, a fost o minciună. S-a spus că astăzi, efectiv ieri când a fost conferința de presă, Urban face evaziune fiscală în Piața Centrală. Lăsând deoparte termenul hazardat de evaziune fiscală pentru motivația care s-a dat, vă pun la dispoziție hotărârea de Consiliul Local, prin care societății Urban este repartizată suprafața de 7.000, ca să nu dau informații greșite, lăsați-mă să mă... 7.153 metri pătrați este concesionată, pe care să-și desfășoare activitatea de piață pe care o face acum. Este adevărat. Hotărârea este din martie 2016, deci de un an de zile. Asta vreau să și spun, că este adevărat că într-o anumită perioadă societatea Urban nu a deținut un act pe terenul pe care desfășura activitatea de piață. Dar este chiar perioada în care societatea Urban era condusă de PSD? Era exact perioada în care PSD avea un viceprimar aici care se ocupa strict de această problemă a pieții, relaționarea cu guvernul, relaționarea cu societatea Urban. În momentul în care societatea Urban a avut o altă conducere, de această dată nu pe criterii politice, ci pe competență, acea persoană a sesizat această neregulă și a intervenit cu o adresă la primărie, în baza căreia s-a obținut retragerea suprafeței din suprafața acordată inițial Compania Națională de Investiții, pentru că piața s-a construit doar pe 6.600 de metri pătrați și CNI nu avea nevoie de întreaga suprafață de 13.753 de metri pătrați. Și intrarea într-o normalitate, să zicem, și funcționarea corespunzătoare a activității Urbanului de atunci și până în prezent. Deci astăzi, când vorbim, nu putem face o afirmație de genul acesta că acolo, la piață, din acest punct de vedere, ar fi vreo ilegalitate. Dacă vine piața, va trece în administrarea Urban, comercianții de pe suprafața asta, 7.153 de metri pătrați, cui ar trebui să plătească chirie cu la destinarea acestui? Urbanul, astăzi și mâine, când e vineri, e concesionar, are concesiune pe terenul respectiv. Are activitatea de piață delegată, într-un contract de... Dacă nu trece piața la Urban de sâmbătă, ce fac oamenii de acolo care cui ar trebui să plătească? Societății Urban pentru zona din afara clădirii despre care vorbim. Cei 753 rămân în continuare în administrarea Urban, în afară, iar vineri e o hotărâre prin care trece doar piața, 6.500. Da. Doar obiectivul pe care îl preluăm de la CNI și care a fost finanțat de CNI. Doar acum. Ceea ce spuneți dumneavoastră face sens, are logică cu această preluare de către Urban. Dar mi se pare corect ca toată lumea să aibă suspiciuri la adresa Urban viața, pentru că ei nu au venit după ce au viața, nu au venit în fața nimănui să spună planul de reorganizare. Și nici acum, în ceasul al doilea, este chiar nu vin să își apere interesul lor de a duce piața în continuare. Totdeauna dumneavoastră la primărie trebuie să
vorbiți în locul lor. Ei nu vin niciodată să spună, cam asta am vrea să facem, cam așa am vrea să le gândim arabe. Vi se pare normal această suspiciune generalizată la adresa lor, atât timp cât ei sunt copaci în comunicare? Bun, stați puțin. Poate că, într-adevăr, nu... E o societate în insolvență, nu e în tipicul conducerii societății să organizeze conferințe de presă. Dar asta nu înseamnă că societatea Urban nu a cerut piața. Nu au fost discuții la nivelul conducerii primăriei cu societatea Urban legate de acest aspect. Repet, menționați societatea Urban. Dați-mi o altă societate, dacă Urban nu este competentă sau are o problemă, prin care să putem deschide această piață în luna martie, să nu stăm cu clădirea 3 luni închisă, fără a o putea deschide. V-ați zis întrebarea, de ce nu și-apără și ei acest interes? Cred că este un interes al lor. Da, eu cred că și-l apără. În fața consilierilor locali, de exemplu, de ce nu vin mâine la ședință, spune, asta vrea să facem. Asta trebuie să întreabă ce se întâmplă la urbani. Dumneavoastră ați explicat corect o logică a lucrurilor, dar ei nu pun absolut niciodată. Când sunt proiecte de hotărâre care vizează societatea Urban, de regulă, administratorul special, domnul Ștefan Vulpe, este prezent în sală, posibil, adică sigur va fi și mâine în sală, pentru că e proiect care se referă la societatea Urban. N-aș putea să vă răspund la această întrebare, dar faptul că dacă n-ați auzit din vocea conducerii de acolo exprimate public aceste lucruri, nu înseamnă că ele nu există. Deci sunt discuții, sunt întâlniri foarte dese, chiar între conducerea primăriei. La unele întâlniri participă inclusiv reprezentantul PSD, pentru că coordonează activitatea de acolo conform delegării de atribuțiuni pe care i-am făcut-o. Faptul că n-au fost spuse public de către dumnealor, într-adevăr, aici cred că aveți dreptate. Da, trebuie aplicate amenzi și aici am nevoie și de sprijinul poliției rutiere pentru că oprirea în trafic al unei mașini care încalcă o regulă de circulație, cum e limitarea de tonaj acolo, doar poliția rutieră poate să o facă. Noi ne-am implicat prin montare de indicatoare, în care, într-adevăr, nu permitem accesul tonajului greu acolo. Asta e ceea ce s-ar putea face. Ați spus că ați solicitat urbanului să analizeze schimbarea drumului. Mai ocupă această funcție? Eu știu că da, pentru că așa am auzit din exprimările publice. Sincer, eu, societatea Consiliul Local, repet, nu primarul gestionează lucrurile de acolo. Am spus așa, da. Să ia o decizie prin care să oprească șeful pieței. Da. Pe ce motive? Adică există motive? Nu. Să oprească șeful pieței? Poate că am sărit un element, dacă se adeveresc sesizările pe care s-au făcut. Da. Nu, nu. Hai să vedem dacă se adeveresc. Da. Eu am înțeles că au chiar astăzi o AGA în care vor aborda și acest aspect și chiar am văzut foarte multe sesizări publice. Știți cum e, uneori nu iese fum fără să fie foc și atunci mă gândesc că poate or fi și îndreptățite. Haideți să corectăm și acest lucru, pentru că nu mai lăsa cetățenilor motive să devină suspicioși, să nu aibă încredere că acolo trebuie făcută o treabă serioasă și corectă. Deci, credeți-mă că din postura pe care o ocup, mă voi implica puternic ca să fie respectate legile în ce privește repartizarea spațiilor și funcționarea acelei piese. Nu ne mai putem juca. Nu ne mai putem duce în poveștile din trecut. Acea piață trebuie să funcționeze corespunzător. Spațiile trebuie repartizate pe criterii corecte și de asta și propun o comisie formată din consilieri locali de la tot spectrul politic să monitorizeze aceste lucruri. Cred că este interesul instituției primăriei să demonstreze că aceste repartizări de spații se vor face într-un mod
cu totul și cu totul transparent. Domnule primar, PSD-a declarat public și nu cred că își va schimba atitudinea că vor vota împotriva preluării pe oferta de intermediar a pieței de pădure urbane. În aceste condiții aveți vreo soluție alternativă pentru a deschide piața mai rapid decât mai bine? Nu, am spus lucrul ăsta. Și m-aș fi așteptat de la dumnealor. Dacă sunt deciși să voteze împotrivă, dar eu totuși sper că până mâine le vine gândul cel bun. Dacă vin cu o soluție prin care, sau dumneavoastră, sau oricine altcineva, ne prezintă o soluție legală, dar legală și argumentată, pentru a deschide piața în luna martie, n-am niciun fel de problemă să o luăm în discuție și dacă este bună, să o punem în aplicare. Nu e viață, dar e atât ca primăria să încheie prindurile de taxe și impozite direct contracte cu comercianții și să încaseze bani? Vă spun foarte sincer, nu suntem pregătiți pentru treaba asta și nu, astăzi când vorbim, nu avem personal specializat prin care să facem treaba asta. Nu vrem să ne jucăm acolo. E o variantă legală, dar care ar dura tot aproape cât o licitație. Pentru că trebuie să-ți creezi un compartiment specializat, care are nevoie de acordul Consiliului Local, de avizul ANFP, sunt niște pași care se vor parcurge. Cum să fac? Să iau oameni de la... De unde să iau? De la comunicare, care să administreze piața? Nu. Trebuie niște oameni specializați acolo. Deci nu e o variantă viabilă sau care să rezolve rapid această problemă. Poate fi o soluție, dar e o alternativă doar la licitație, soluția pe care a spus-o și, sincer, eu cred că totuși licitația e varianta dacă aș alege între acestea două. E un motiv ca PSD, majoritatea să opună preluării de către urban pe preluări, dar fiind faptul că există comercianți care vor încheia un contract pe perioadă determinată, eventual vor avea investiții, iar noul administrator ar putea să majoreze chiriile, eventual să rezilieze contractele. Pentru că s-a invocat motivul și acest motiv. Nu e un motiv serios. Dacă stăm la masă, dacă discutăm, găsim soluții. Știu, am auzit această propunere și eu vă spun că am și o soluție pregătită. Invit pe consilierii locali, pentru că dumnealor decid, așa mi se pare corect. Domnul Arsene e președintele Consiliului Județean, din câte știu eu. Eu invit la masa negocierilor colegii din Consiliul Local, care ei decid, mă gândesc eu. Soluția ar fi următoarea. Putem veni cu un amendament mâine, cu o propunere, prin care să impunem urbanului să încheie contractele pe o perioadă determinată, de genul 6 luni, să spun. Sau până la sfârșitul anului. Sau maxim un an. Și să impunem în caietul de sarcini administratorului care va câștiga licitația să păstreze aceste contracte până la expirarea acestui termen. Vi se pare o soluție elegantă? Vi se pare că e o problemă care poate să ne împiedice să ne ducem la îndeplinire acest plan? Deci, ia uitați-vă că dacă stăm și dialogăm, dacă discutăm, sunt soluții la fiecare dintre aceste probleme ridicate. Eu n-aș vedea o explicație logică la asta cu piața închisă 3 luni. Aici chiar că n-aș putea înțelege. Nu știu care va fi reacția populației. Cine va decide acest lucru, ca piața să stea închisă 3 luni, deși este gata, va trebui să-și asume. Va trebui să explice cetățenilor de ce, dacă avem o posibilitate legală, nu deschidem piața timp de 3 luni. Minim 3 luni. Doamne, v-am avut o întrebare. Bun, a spus mai devreme și chiar e interesant ce a spus apropo de varianta cu direcția de taxe, că nu există în acest moment doar ceva. Oameni specializați, rețineți. Și mă gândesc de administrarea unei piețe, unde ar fi, nu știu, 150-200 de contracte, cred eu. Păi sunt doar 100, nu, sunt în jur de 200 de tarabe, sunt mai multe contracte. Cu ce mai vede, pentru o activitate similară la direcție de taxe, ca a fost subiectul, pe parking, unde e vorba de vreo 25.000 de contracte, ar fi fost pregătită direcția de taxe și primăria? Nu direcția de taxe. Deci aici cred că se face o confuzie.
Atunci când un serviciu îl preiei la primărie pentru administrare, îți trebuie personal compartiment separat în cadrul primăriei. A fost o ipoteză lăsată în spațiu public, în care s-a pronunțat sintagma direcția de proportare de prescriere. Nu dăm asta. În spațiu public. Și a doua întrebare. Vreau să ne-a pronunțat numele când ați vorbit despre fostul actual administrator al pieței. Ca să nu fac eu o confuzie. Este vorba de același salariat al urban care, în calitate de patron, a avut contract semnat de el pe firma proprie și cu urbanul Doian și anul trecut cu primăria care administrează morul. E vorba de spațiu de la demisorul morului. Domnul Vinca, astea sunt anchetele dumneavoastră jurnalistice. Am citit. Eu am vorbit de administratorul pieței, șeful pieței centrale de astăzi. Ce spunea dumneavoastră, am avut de probleme care am parte, vorbește lumea și nu mă dar lumea vorbesc documente. Se m-a chiar primărie. Deci e vorba de aceeași persoană. Apropo, dacă tot ați deschis subiectul ăsta, în articolul pe care l-ați făcut, a scris că primarul a semnat. Vă rog să corectați acest lucru. Că toți suntem în public aici. N-a semnat primarul acel document. V-aș ruga, dacă tot ați deschis subiectul, poate vă cere și scuze astăzi despre formularea tendențioasă pe care ați avut-o. Cine a semnat documentul? Păi spuneți-mi dumneavoastră cine a semnat, că probabil știți semnăturile din primărie. Nu fac analize grafologice. Pe cuvânt, deci acolo scrie primar. Poate știu că se semnează și cu el. Cine a semnat documentul? Persoana care are atribuțiuni delegate pe acest gen de document. Păi poți mai e un secret? Spuneți-mi, și ce spune, nu e o problemă. Da, o atribuțiune delegată are viceprimarul Bogdan Gavrilescu, dar asta nu înseamnă că omul a semnat vreo ilegalitate acolo. Eu n-am spus asta. Aceste contracte, dacă nu știți, sunt întocmite de locativ SERV, care administrează molul de acolo și sunt aduse la semnat în primărie pentru că a fost o chestiune impusă de Curtea de Conturi. Înainte semna locativul. Și, practic, toate contractele existente anterior, pentru că inițial acel contract a fost încheiat de locativ. Nu apărea primăria pe acolo. Au fost transferate în primărie. Poftiți? Nu știu. Nu, chiar nu face subiectul conferinței de presă de astăzi. Profilul administratorului cel mai bun al pieței, cum ar trebui să fie? În primul rând trebuie să fie cineva cu experiență și sunt convins că în caietul de sarcini va fi trecută această condiție de experiență similar. Așa cred. În rest, trebuie să fie foarte, foarte serios și va trebui să aibă o colaborare foarte bună cu municipalitatea, pentru că sunt aspecte care sosesc la noi ca și sesizări din partea cetățenilor și această colaborare poate duce la o funcționare pe placul cetățenilor, pe placul comercianților. E o licitație publică deschisă. E o licitație pe care, cum să zic, la care practic poate participa oricine din România. Din ce știți dumneavoastră, urbanul se pregătește să participe la licitație? Dar a și declarat-o public. Chestiunea asta. Sigur că da. Sunt îndreptățiți. Nu știu să vă răspund acum la această întrebare. Dar cred că sunt îndreptățiți să participe, mai ales că ei sunt într-un plan de reorganizare și au nevoie de venituri ca să traverseze cu bine această perioadă. Înclinați pe zona privată sau spre o... E posibil orice. Da. Nu știu, este foarte greu de spus. Da, v-aș da exemplu ștrandului din Piatra Neamț, de care eu sunt mulțumit ca și administrare și au fost și acolo discuții nenumărate. Și aș mai spune un lucru. Astăzi, un anumit partid politic, să nu mai dăm nume, vorbește despre licitații. De acord cu varianta asta. Dar acum 2 ani, când eu am spus, hai să scoatem la licitație piața din Mărăței, reacțiile acelui partid politic au fost exact invers. Apropo, vă gândiți să relați propunerile de licitație pentru celelalte trei piețe? Sigur că, dar cel puțin pentru piața Mărăței este absolut obligatoriu. Acum, e o discuție, probabil tot Consiliul Local va decide dacă vom scoate la pachet cele două piețe sau dacă e bine să nu le amestecăm, totuși. Piața centrală... Rezistă un banul. Va trebui să găsească soluții. Sunt o societate comercială, trebuie să se descurce.
Deci trebuie să găsească soluții. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc pentru participare.